Dragi prieteni, astăzi facem acasă maioneză vegană, fără lapte, fără ou, doar cu șiretlicuri cu minți. Facem 3 variante de maioneză, prima având la bază uleiul și laptele vegetal, a doua nucile caju, iar a treia cartoful. Toate au în comun muștarul, usturoiul, sarea și o parte acidă, zeamă de lămâie sau oțetul. Începem cu maioneza clasică, cea nesănătoasă, pe care o îngroșăm cu ulei. Folosim lapte vegetal, acesta este lapte de floarea soarelui făcut proaspăt. Dacă sunteți interesați de rețetă, o găsiți tot aici pe canalul Mult Frumos. O parte lapte se îngroașă cu 3-4 părți ulei turnat lin în blender, în timp ce celelalte ingrediente se mixează. Ca de obicei, în funcție de gust și preferințe, ajustați cantitățile. Eu vă prezint aici ideea de bază și felul în care făceam eu maioneza cu ulei. Maioneza care are la bază caju se poate de asemenea îngroșa mai mult cu ulei. Totuși, am ales să o păstrez mai sănătoasă și să folosesc doar apă. Simțiți-vă liber să experimentați! Procesul este același și pentru maioneza ce are la bază cartoful. Adăugați lapte în loc de apă dacă doriți, totuși grijă la cantitatea de lichid să nu subțieze prea mult compoziția. În cel mai rău caz, o dregeți adăugând încă un cartof fiert. În comerț există acum cel puțin 3 firme care au scos pe piață maioneză vegană și cu siguranță vor apărea mai multe. Avem deci posibilitatea de a o cumpăra sau de a o face acasă, sănătoasă sau mai puțin sănătoasă. Ideea este că variante sunt, trebuie doar să fim deschiși și să le încercăm.